părerea dumneavoastră despre majorarea salariilor pentru magistrații de la Curtea Constituțională? Nu, eu nu sunt sigur că anume asta suma care ar trebui să fie ridicată, dar nici nu trebuie să fie cu un salariu mizer. Raportând la salariile, de exemplu, ale profesorilor? Eu cred că trebuie să îmbogățească toată lumea. Adică și profesorii să primească un salariu decent, nu la celălalt, să aibă și 10-15 mii de lei pe lună. Și ei au suport foarte mare în societate. Medicii să primească un salariu decent și toată celălaltă populație, atunci crește toată economia. Deci bani mai mult se circulă în economie, cu atât mai bogată devine țara. А вот эти вот 40 тысяч, которые предлагают повысить им зарплаты, скажите мне, пожалуйста, можно было бы, сколько пенсионеров получили бы до 2 тысяч эти пенсии? Я, конечно, против. Я считаю, я сравниваю вот это, как в семье. Если мама с папой думают о детях, то они себя немножко обделяют и все-таки... Думают о детях, а у нас в стране нет, думают только себе. Amuzant. Credeți că este amuzant că salariile vor crește cu peste 40.000? Da, la populație trebuie să crească, la toată populația, îndeosebii care au salarii 5-6.000 de lei, dar nu judecătorii care au peste 20-30.000. Dezastru. Punct. Fără comentarii. E prea mult. Oamenii de rând cum să trăiască? Cu ce salarii? Sau bătrânii ce pensii au? De 1000 de lei? Și câte mii au? Imposibil, dezastru, așa ceva nu se poate. Punct! Pare rău pentru Maia Sandu că o ales-o toată diaspora. O stat în ploi, kilometru mers, o aleagă și... Nu, cum можно повышать зарплату, когда народ нищенствует? Когда мы еще не преодолели столько проблем, и газовый кризис, и социальный кризис, и все. А им хорошо, ну что делать? Людоеды они в Африке, людоеды. Вы думаете, что в бюджет есть такие деньги? Думаю, да. Вы даже не представляете, какие у нас возможности. Просто надо меньше красть. Ну вот, у нас образовалась партия хороших людей. А хорошие люди, они особенные, они могут не только красть, но и честно брать... Народне. Trebuie să le mărească la oamenii care au într-adevăr nevoie. Dar așa, cum ar fi iară să mărească la parlamentari, la membrii guvernului, toți se gândesc la turta lor. Se cere majorarea salariilor judecătorilor până la 80.000 de lei. Ce părere aveți dumneavoastră? Nu sunt de acord cu așa salarii la judecători, de la pensionari, la oamenii de rând. Nu se ridică salariul. E mult, foarte mult. Cred că cei care sunt acolo la guvernare sau cine iau aceste decizii ar trebui să se pună în pielea unui om de rând, să vadă cum este să ai un salariu de 4.000 sau 5.000 de lei, ținând cont că acum când mergi la... Deci, mama unui copil care merge la grădiniță și își duce copilul, dar plus la asta copilul mai este sâmbătă duminică acasă, mai trebuie îmbrăcat, mai trebuie să-i cumperi și necesitățile pentru că noi le avem. Și atunci cred că cei care au luat aceste decizii ar trebui mai întâi să se gândească la noi, oamenii de rând. Proastă părere. Cinstit vă sunt. Foarte proastă părere. Până amun nu era corupție, dar după asta o să fie sau nu o să fie. Fiind serioși. Nu, asta e aberație. Raportând la salariile altor funcționari publici, dumneavoastră ce credeți? Este corect? Lasă-mă întâi să uite la oamenii care au trăit timpurile mai trecute, care acum stau pe drum și nu au ce mânca, dar nu se uite la niște judecători, în ghilimele, care, ca într-un fel, inventează legi peste noapte și după aia spun că n-au bani. Asta e, pur și simplu, cred că e mai mult o spălare de bani decât ceva de genul. Dar nu cred eu așa, după părerea mea, că trebuie să fie mărită. Cred că au un salariu decent și acum. Cum am citit, ori am mai auzit că au 40 de mii și trebuie 80 de mii peste măsură. Eu cred că în starea care se află țara acum, nu cred că trebuie mărit. Văd că noi am votat pentru justiție, pentru dreptate și văd că ei ridică la magistrați care au câte 40 de mii, dar noi dacă avem câte 1000 și le ridică 100%. Noi am așteptat altceva de la doamna Maia Sandu. Trebuie să te gândești la poporul ăsta care muncește.
Nu numai la oameni, eu știu, desigur că eu ăștia magistrați, știu legile, știu ce au fost aici, cum zic, timofte le-au ridicat, asta le ridică. Dar ridică la omul pătru și când se indexează pensiile astea, eu cu 1000 și am 7%, am 70 de lei, dar asta cât are cu 40? De acus câțiva zeci de ani, că cât nu le-am dat, cât n-am făcut, cât nu i-am stimulat, cât noi am plătit, nu văd eu nimic schimbări, înțelegeți cum, fiindcă sunt furate miliarde și miliarde, ne punem întrebarea. Suntem un stat micuț, noi am putut să construim, nu Moldova, putem să construim 5 Moldove cu aceste miliarde care au fost furate, să zicem așa, în direct.